Bună seara, și domnilor, bine ați venit la o ediție Voi cu Voi, cu le mulțumesc foarte mult partea de dacă de la Crown Plața. Suntem iată într-o săptămână foarte importantă din punct de vedere politic. Joe Biden în Polonia, declarațiile surprinzătoare și extraordinare de dure ale lui Vladimir Putin, o situație care pare cumva că ia o altă întorsătură după această întâlnire de la, din Polonia. O să vorbim în această seară cu invitatul meu despre situația în care se află Rusia în momentul de față. Rusia, vorbesc de, de rușii adevărați, care percep cu totul și cu totul lucrurile. Acolo o să vorbim de asemenea despre ce se întâmplă cu canalul Bustroie. O să discutăm la rece despre declarațiile făcute de Vladimir Putin. Uh, invitat profesorul Mihai Mana, prietenul emisiunii noastre, domnul profesor Bună seara! Bună seara, Mirela un, un, an de la, un an de război, domnul profesor, de la declanșarea conflictului. Da, un an de situație foarte complicată, uh, un an în care uh, pariul pe care Putin l-a făcut de a cuceri foarte repede Ucraina s-a spulberat. И год, в котором, плану, вас, на место, очень Мы встречаемся с вами в преддверии дня защитника отечества. И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже родина, мать. Речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. И есть люди, вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Сегодня в рамках специальной военной операции, вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же, такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас. Мы гордимся ими, гордимся и в их честь трижды ура! ура! они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна. А это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги. Это и врачи, и медсестры, и нянечки. Это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора, все, все, кто это делает. Дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо. Это даже дети, даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории. Все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества! Когда мы вместе, нам нет равных. Ai amintit adineaurea de cele două discursuri. Vorbim de discursul lui Vladimir Putin la adunarea federală și a lui Joe Biden la Varșovia. Sunt două discursuri care, mai ales cel al lui Joe Biden, arată clar hotărârea Statelor Unite de a, și a Alianței Nord-Atlantice de a susține Ucraina. Să nu uităm că Joe Biden, în ciuda vârstei, a, a inaugurat ceva în politica americană. Dacă ceilalți președinți americani au fost în Irak, în Afganistan, pe teritoriul controlat de trupele americane, Joe Biden a sfidat pur și simplu normele internaționale și a făcut o vizită într-un teritoriu în care se vedea clar că amenințarea aeriană exista. Faptul că sunau sirenele în permanență arăta clar acest lucru. Rusia practic este blocată într-o bătălie cu Occidentul. Și aceasta provine mai ales de la politica pe care Vladimir Putin a dezlănțuit-o. Dar pentru ca să telespectatorii să înțeleagă mai bine aceste lucruri, eu am să-ți povestesc ceva. Și am să mă întorc în anul 2006. În 2006 a apărut în librările din Moscova o lucrare, Lucrarea s-a numit Al Treilea Imperiu, Rusia, așa cum ar trebui să fie. Era un roman utopic. Autorul, aproape necunoscut la acel moment, pe nume Mihail Iuraev. Și el povestește acolo o acțiune care urma să aibă loc, el o plasează în anul 2054, în orizont de Departat, și în care uh, uh, personajul principal este un istoric brazilian. Deci o fi a brazilian greu de înțeles, care povestește despre trei state. Primul stat este Imperul Țarist, al doilea este Uniunea Sovietică și al treilea este statul unui personaj numit Isof cel Mare. Isof cel Mare, de fapt, este Stalin. O schimbare de, de litere. De ce am pomenit despre această carte, despre un roman utopic? Pentru că, conform uh, aprecierilor provenite din cercurile Kremlinului, s-a aflat că romanul acesta este unul din romanele favorite ale lui Putin. Și uh, nu poți să treci peste acest roman fără să amintești că în perioada asta, care a culminat cu cele două discursuri, uh, au mai existat niște lor de poziție. A existat, în primul rând, o luare de poziție a lui uh, Olaf Schulz, cancelarul federal german, care vorbește clar de un nou război rece. A existat un articol extrem de interesant, foarte recent, de vreo două săptămâni, în Foreign Affairs, a fost ambasadoare americane la Organizația Națiunilor Unite, uh, Samantha Powers, uh, în care vorbește de ce este amenințată democrația de Vladimir Putin. Și nu în ultimă instanță este vorba de cuvintele sau de uh, aprecierile lui Kissinger, pătrânul Kissinger. Și nu numai. Ca să vedem cum arată Rusia astăzi și cum arată lumea astăzi, eu o să-mi permit să-ți dau niște cifre. În primul rând, în Ucraina. Este vorba de un front de 1000 de kilometri, ne referim la est și la sudul Ucrainei. O cincime din teritoriul Ucrainei, la data la care vorbim, la ora la care vorbim, este sub ocupație străină și se poartă lupte foarte grele în regiunea Donbasului. Pe de altă parte, dincolo, în Rusia, Războiul din Ucraina a decimat, conform unor cercetări, în doar 9 luni de la începutul războiului, atenție, mai mulți soldați ruși decât 10 ani de ostilități în Afganistan. Oh. Deci, asta arată amploarea pierderilor suferite de uh, Rusia. Pe de altă parte. Politica lui Vladimir Putin care împinge Rusia către un stat de tip fascist, și o să revin la această afirmație, nu mi-aparține în totalitate, a făcut ca din Rusia să plece, conform unor estimări, 700.000 de persoane, pe diferite căi. Ingineri, intelectuali, cercetători, forțe de muncă calificată, care a dat o lovitură destul de serioase economiei ruse. În discursul de zilele trecute de la adunarea federală, Putin spunea că sancțiunile nu au avut succes. Greu de crezut așa exact. ceva. Greu de crezut dacă, o, evident, le evaluăm la scara întregii Rusii. Mai vorbim de 17.000 de persoane arestate și încarcerate pentru că simplu au protestat împotriva războiului. Și o să mai revin la niște date în acest sens. Și vă spun și eu 20 de oligari care s-au sinucis. Și 20 de oligarhii care s-au sinucis ar. și se moare pe capete. Se moare pe capete. Se sinucid uh, involuntar, da. sigur... Uh, din greșeală, domnul Din greșeală. Păi se zice că în Rusia când deschizi geamul, niciodată nu te trage totdeauna, te împinge. Corect. Da, este, din păcate, o realitate extrem de, de tragică. Apoi, este această amenințare a lui Vladimir Putin cu folosirea armei atomice. Discursul lui Putin din adunarea federală a marcat, din punctul de vedere al istoricilor și al ziariștilor, a specialiștilor, o, un moment de cotitură. Retragerea Rusiei din tratatul armelor nucleare, care abia a fost semnat în urmă cu un deceniu la Praga, de Obama și Medvedev, Medvedev, atunci președinte al Rusiei, deschide calea realmente a relansării cursei în armărilor nucleare. Ceea ce aduce Europa undeva în perioada de început a administrației Reagan, în, în, cel puțin în Europa. Și nu în ultima instanță este vorba despre faptul că Rusia procedează la valuri de bombardament cu rachete asupra unor zone civile, încercarea de a distruge infrastructura de tip civil în mod deliberat, nu s-a întâmplat în, de pildă, în războiul din Iugoslavia, din anii 90. Acum, înainte de a merge puțin mai departe, eu o să frizez un pic și o să exagerez un pic. Poate, istoricii sper să-mi dea dreptate. Vladimir Putin a susținut un discurs în adunarea federală. Un discurs halucinant. Există, într-adevăr, și o să revin la două, trei aprecieri absolut halucinante, de la Biserica Anglicană și terminând la faptul că ă, Occidentul are ca politică oficială pedofilia. Halucinant! un șef de stat. Nu nu, nu există în limbajul unui șef de stat așa ceva. Iar a doua zi, pe stadionul Lușnicchi din Moscova, a avut loc un mare spectacol. Mă întorc în 1939, 1 septembrie. În seara zilei de 1 septembrie, în Reichstagul german, Adolf Hitler, Germania atacase Polonia, a vorbit. A ținut un discurs. Și chiar a amenințat democrațiile veste-europene că dacă nu sunt cuminți, pe românește evreimea internațională va avea o soartă cumplită. Și seara a avut loc la Berlin celebra paradă, tradițională paradă cu făclii aprinse. O similitudine. Eu, pentru mine asta a fost în minte. Și nu întâmplător, cunoscutul istoric britanic Timothy Ashton vorbește că Rusia devine, e pe cale să devină un stat fascist. Un alt stat fascist, e adevărat. Și acum hai să ne întoarcem puțin în Rusia. Un om care se duce astăzi în Rusia, trece de toate Controalele astea de securitate demențiale, care cred că s-au năsprit fantastic, va vedea niște lucruri în Rusia. Și am să încep să spun câteva lucruri. La uh, Moscova există Muzeul Victoriei. Muzeul Victoriei este dedicat victoriei Uniunii Sovietice în al doilea război mondial, împotriva Germanii naziste. Acolo, muzeul a fost schimbat și există o nouă parte a expoziției, care se numește NATOZISMUL. NATO-zismul este o încercare de a demonstra opiniei publice că NATO are un singur rol, să obțină dominația mondială. Elevii sunt aduși pe românește să viziteze această expoziție în care li se prezintă situația, Rusia, mama Rusie se apără, iar Occidentul ne invadează, ne amenință. Încerc să mă duc la televizor încerc să deschid un canal de televiziune. Toate canalele de televiziune publice rusești, vestita Rusia 1, nu a renunțat la, la emisiunile de divertisment și au pe primul plan talk show-urile. Talk show-urile în care discursurile sunt absolut, sau comentariile sunt absolut halucinante. Se vorbește cum ar putea să sară mai repede Londra în aer, care este prima rachetă care va ajunge în Statele Unite. Uh... La școală. Școala se schimbă. Din septembrie anul acesta, uh, programa școlară va suferi mari modificări în Rusia. Deja le-au publicat, după informațiile mele. Și scopul principal va fi educația patriotică. Școala va începe cu ridicarea drapelului și cu intonarea imnului. O educație patriotică în spiritul Uniunii Sovietice. Uh, sigur, oamenii se mai uită și pe. Facebook mai și scriu, eh, și dacă ai, uh, ai nenorocul să te cunoască cineva sau să te vadă poliția, să te identifice, te saltă. La Krasnodar doi tineri puțin amețiți într o seară au început să vorbească împotriva războiului și în câteva minute poliția i-a asaltat. Societatea asta nu mai e o societate normală. Și mai ajung la următorul element fundamental, un citat pe care pe mine m-a îngrozit. Aparține unui oligarh ultraconservator. Numele lui este Malofeev. Citez: Liberalismul în Rusia a murit pentru totdeauna, slavă Domnului. Cu cât acest război durează mai mult, cu cât societatea rusă se va curăța de liberalism și de o travă occidentală. Am încheiat citatul. Așadar, Rusia nu mai este o societate democratică. O, o încercare aceea a lui Yeltsin de a mai face ceva, de a transforma, a dispărut. Și atunci, ce este Rusia? Cum arată Rusia aceasta? În primul rând, ar trebui să, de la început, să știm ceva. Puțin, puțin istorici sau puțin specialiști au vrut să insiste asupra acestui aspect. Vezi, războiul ăsta din Ucraina a trebuit să învețe ceva Europa și lumea. De aceea se spune că războiul din Ucraina este un război cu totul aparte, atipic, da. atipic decât ce a fost în fosta Iugoslavie. Că cele au fost ultimele războaie din anii 90. Georgia, chiar dacă este ea în Europa, sunt altceva. Dar aici... Europa și NATO au trebuit să încerce să învețe din nou cum se poartă un război într-o societate post Pentru că uh, Putin vine cu amenințarea armei nucleare, care e, dacă vrei, e o chestie tradițională. Se făcea și prin anii 50-60. Uh, și atunci asta este o problemă. Discursul lui Putin, domnul profesor, la un an după război. Uh, Două ore în picioare, în ciuda zvonurilor cum că ar fi este bolnav, bolnav și așa da? mai departe, două ore în picioare, într-un discurs foarte coerent și foarte ferm, amenințător, Ex din punctul uh, uh, meu de Și venere. în care, practic, n-a făcut altceva decât să reia vechi clișee și a aruncat retragerea din tratatul armelor nucleare abia la final. Apropo, a doua zi, adunarea federală, Duma, de stat, Duma Rusă, de stat a votat în unanimitate acest lucru. Incredibil, acolo nu, nu există opoziție. Haideți să... Da, a... da, da, clar. Păi ce a spus domnul Putin? Domnul Putin a făcut... Este, discursul e un delir halucinant. Statele occidentale au început un război, noi facem totul ca să-l oprim. Uh, Occidentul a făcut Ucraina antirusă cu mult timp în urmă. Ucraina nu este un stat, în opinia domnului Putin. A spus-o de atâtea ori. Biserica Anglicană intenționează să ia în considerare ideea unui Dumnezeu neutru din punct de vedere al genului, pentru că ei nu știu ce fac. Incredibil, am încercat ulterior să văd ceva discursuri pe tema asta în Biserica Anglicană și bănuiesc că este o dezbatere. A, fost o știre săptămâna trecută că există o propunere prin care un Dumnezeu neutru. Tatăl, în rugăciunea Tatăl nostru să există o formulare neutră și mie mi s-a părut asta. Sigur, ceva e anticreștin. Aperant, absolut. Am dat uh, o corespondență cu Nati Badea pe tema asta. Am înțeles. Uh, Rusia trebuie să redevină o mare putere în lume. Și nu în ultima instanță, Occidentul ne-a furat aurul. Cine vorbește, domnul da. de aur? Uh, vorbim de tezaur românesc, nu? Exact. Pe dincolo, pe dincoace de discurs, realitatea vieții la, în Uniunea, în, scuzăm, în Rusia este foarte grea. Vorbim de creșterea criminalității, vorbim de folosirea mercenarilor recrutați dintre celebrii mercenari Wagner, a lui Prigojin, a, a, bucătarului lui Putin, care sunt recrutați dintre deținuți. Vorbim despre constituirea unui Consiliu de Coordonare a Efortului de Război care dă guvernatorilor, atenție, Rusia e împărțită în regiuni conduse de guvernatori. Guberni, cum să zice. Fostele guvernii, da, Abramovici a fost cândva așa ceva și a căror putere a sporit extraordinar de mult. Uh, și evident că acolo se moare pe capete. Considerați, domnul profesor, o amenințare reală uh, față de România, v-aș întreba pentru că în discursul lui Biden a spus despre susținerea necondiționată pentru Republica Moldova, eforturi comune de sprijinire a Maia Sandu, considerați că această declarație pusă în contextul discursului lui Putin ar putea fi o amenințare și pentru România? Prezența Federației Ruse, ajungerea Federației Ruse la frontierele României va fi absolut un pericol, mare inclusiv pentru România. România va fi țară în prima linie împotriva uh, Rusiei. Uh, discurs, uh, spațiul aerian a fost închis pentru a, câteva o perioadă, ore, da. de, pentru câteva ore. Uh, sigur, e un pericol. Și acum uh, aș vrea să-ți mai spun puțin despre personajele care toate ziua le vedem pe la televizor. Există trei cercuri ale puterii în, în jurul domnului Putin. Primul cerc se numește cel al personajelor numite Silovichi. Acolo sunt cei mai importanți. Vorbim de Nicolai Patrușev, întrevăzut deja drept delfinul, succesorul. Mulți vorbesc despre el. Seghina Râșchin, care este șeful Serviciului de Informații Externe. Alexander Bortnikov, care e șeful Serviciului Federal de uh, Securitate. Sergei Lavrov, pe care îl cunoaștem, ministrul de externe cu un discurs absolut aberant. Și nu în ultima instanță o doamnă pe care noi nu o știm prea bine. Ea nu prea apare, decât de la televiziunea rusă la Rusia, pe nume Margarita Simonian, care este șefa canalului Russia Today și care este oficina number one de, de propaganda Kremlinului. Al doilea cerc. Oligarhii. Ăia care aduc bani. Mulți. Și încă mai aduc. Încă mai aduc, da. Păi n-au Că dacă nu aduc, practic, se întâmplă o sinucidere. Corect. Uh, Rotenberg. Uh, există și un violoncelist, am descoperit. Sergei Pavlovich Roldugin, uh, Muzician pe care aduce mulți bani. Uh, Igor Secin, care este șeful uh, Rosneftului, care este compania legată de gaze. Uh, și al treilea cerc este ăla cel mai periculos. Ce anume? Ultrașii. Ultrașii. Gangsteri, autocrați, politicieni de mâna a doua, dornici, fără limita de putere. Și acolo îl avem pe domnul Dimitri Medvedev. L-ați văzut cum căsca în rândul întâi, lângă patriarhul Kiril la discurs, se închidea ochii. Nu știu cum îl asculta pe șeful lui suprem, dar, mă rog, Uh, Ramzan Kadyrov, celebrul șef al cecenilor, nu? Că cecenii cei mai violenți, și, nu în ultima instanță, domnul Prigojin, despre care bucătarul ăla care îi aduce mercenari. Și toată lumea vorbește: Domne, ce se va întâmpla, domne până la urmă cu Putin? Moare, îl înlocuiește cineva, e o lovitură de stat. E, aici... Serviciile secrete, nu că am făcut multe emisiuni pe tema asta. E, aici vorbe... Eu să-ți spun doar trei sau patru teorii care sunt lansate de profesorul Galeotti, care e cel mai bun expert în momentul de față a Rusia lui Putin. În momentul în care Putin va pierde controlul asupra unor ministere cheie, vorbim de Garda Națională, vorbim de Serviciul Federal de Securitate, atunci este o mare pericol pentru el. Doi se vorbește de un puci militar. Se pare că în ianuarie anul acesta a existat o încercare a unui general. S-ar putea ca domnul Putin să se retragă și să numească pe Patrușev ca succesor. Și de fapt să conducă din umbră... Și de fapt să conducă din urmă exact cum a făcut-o și în perioada premergătoare cu Medvedev. Ce se întâmplă în Ucraina în acest moment? Uh, Ucraina este într-o situație bivalentă. Teatru de război, în regim de stare, de urgență. Aș vrea să mai menționez ceva pentru telespectatori. Bun. Războiul ăsta este atipic dintr-un motiv absolut de, uh, fundamental. Rusia nu a declarat război Ucrainei în februarie 2022. Nu există o declarație de război. După cum Ucraina nu i-a răspuns prin declarația de război Rusiei. Aceasta îl face pe Putin să spună că nu e un război, chipurile, ci că este o operațiune militară specială. El insistă pe acest lucru. De ce? Pentru că declarația de război trebuie trecută prin adunarea federală și ar însemna mobilizarea națională. Mama Rusie nu trebuie să se apere în întregime? Așa că pentru rusul ăla de jos, care mai are încă bani, în care regimul nu l-a atins, atenție, PIB-ul Rusiei a crescut în ultimii ani datorită exporturilor de petrol, de gaze și așa mai departe, nu l-afectează. Vlogării care interviviază pe ruși pe străzile orașelor, puțin spun, sunt împotriva lui Putin, să moară Putin și așa mai departe. Nu fac politica mă interesează. E departe de noi. Sau îi dau dreptate lui Putin. Deci asta este pe de-o parte. Doi, în Ucraina există tot mai multe voci că regimul condus de președintele Zelenski alunecă către o consolidare a puterii personale. E inerent într-un motiv de război. Da. Altfel nici nu pot să desfășor operațiuni de militare. Interzicerea Politicienilor de orientare prorusă. Atenție! Un gest pe care îl explicăm din punct de vedere de istoric, dar pe care propaganda rusă l-a utilizat. Distrugerea din biblioteci a cărților în limba rusă. Cine a mai făcut așa ceva? Hitler, Hitler în perioada a... doilea premergătoare războiului, autodafele din fața marilor universități. Și asta este o problemă. Apoi, am citit extraordinar de multe interviuri pe care le-a dat Zelenski. Zelenski este evident un tip care a câștigat foarte mult respect, a galvanizat rezistență, s-a întâlnit cu atâția șefi de state. Biden este, dacă vrei, bomboana care aduce prestigiu. Dar în același timp, în jurul său există un, un cerc care îl apără, în care nu lipsesc acuzațiile de corupție, de corupție masivă. Nu știu dacă în preajma Crăciunului sau imediat după Crăciun au fost um, debarcați numeroși oficial, chiar, chiar că și un oficial al Ministerului Apărării, dacă nu mă înșel. Acuzații de folosire a fondurilor care vin din Occident. Deci nici Ucraina nu stă extraordinar de ros din acest punct de vedere al situației interne. Dar, repet, este o situație de război. Acolo lucrurile se vor simplifica, poate sau se vor decanta la momentul în care conflictul va înceta. Când va înceta este extraordinar de greu, mai ales după discursurile care au fost rostite. Asta arată că va fi un conflict îndelungat, asta arată că lupta pe acea zonă a Dombasului continuă și lupta, încă o dată vorbei de România, aduce, au lovit nu de mult podul care legat de la, venea de la podul feroviar care venea de la Odessa către frontiera românească și pe care tranzitează de obicei cerealele uh, ucrainene. Deci, din acest punct de vedere, iarăși o mare, se apropie, dacă vrei, de frontierele României. Deci sprijinul NATO este absolut esențial pentru rezistența flancului estic al alianței. Să nu uităm de Băstroie, domnul profesor. Să e nu foarte uităm de Bistroie. Bistroie este o problemă care a apărut în ultima perioadă. Aici să nu uităm că este un, o veche discuție între România și Ucraina. Tăierea canalului Băstroie a afectat ceea ce se numește ecosistemul uh, Deltei Dunării. Uh, deci Băstroie rămâne unde uh, 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 a apărut, dacă vrei, în condițiile în care uh, mai exista, a mai existat o problemă spinoasă, putem folosi cuvântul clar, în relațiile româno ucrainene Deși România a fost întotdeauna un aliat, un aliat fidel NATO și a sprijinit, dacă vrei, efortul de război, am primit refugiați, îi vedem astăzi, suntem implicați. Nu uita că nu alegea naționalităților, a minorităților, pardon, este din Ucraina este o lege care pune anumite probleme minorității românești. Ori la nivelul cel mai înalt și la nivelul ministrilor de externe a existat o discuție în acest sens. Eu cred că uh, discuția pe tema canalului Băstroie, despre care Ucraina vorbește că uh, nu face altceva decât lucrări de întreținere, de dragare, de dragare da? uh, este, uh, va fi rezolvată. Am înțeles că acum două sau trei zile a existat un, o luare de poziție și a bruxelles care a spus că Comisia Europeană n-a fost informată, dar că se va implica în rezolvarea acestei probleme. Uh, Cred că nu vom ajunge, din punctul meu de vedere, la cât mă pot eu mișca în spațiul acesta informațional, nu cred că vom ajunge la o tensionare în raporturile cu Ucraina, în condițiile în care mai există un aspect pe care cred că trebuie să-l subliniem telespectatorilor. Sigur, domnul Biden spunea că este o... Alianța este fermă și este un monolit împotriva lui Putin. În uh, nea europeană mai avem scăpări, în ghirimele Avem Ungaria. Ungaria domnului Victor Orban nu e întotdeauna de acord cu sancțiunile. Uh, domnul Lavrov s-a întâlnit cu Jiharto, ministrul de externe maghiar, de vreo două-trei ori, cred. Nu uităm că acolo se construiește o centrală nucleară uh, cu tehnologie rusească. Uh, Austria. Austria. A făcut un gest pe care un european l-a criticat. A primit delegația parlamentarilor ruși la reuniunea de toamna OSCE-ului. Da, să nu uităm că Austria a fost și mai cum să zic, ocupată de ruși atunci pentru scurt timp mai mult la vrăjeală, domn' profesor. Bineînțeles. Adică să ne ducem un pic în istoria Austriei ca să vedem de Sigur, unde ne neutralitatea această... Neutralitatea acolo erau locul în care spionii se întâlneau și mâncau Absolut. deopotrivă... Păi, da. Păi sigur da. că da. Viena a fost întotdeauna a știut să fie pe Dunăre un uh, factor care trebuia să fie. Uh, sigur, deci ideea de monolit există, dar mai are acest monolit spărturi și frânturi. Domnul profesor, nu putem vorbi în momentul de față de negocieri de pace? Negocieri de pace. Ajungem la, un, la o problemă spinoasă. În decembrie, președintele Zelinski a emis un proiect de pace în 10 puncte. 10 puncte pe care a doua sau a treia zi Kremlinul le-a respins. De ce? Pentru că acolo există o problemă. Unul din puncte era respectarea integrității teritoriale a Ucrainei. Înseamnă că integritatea teritorială a Ucrainei, înseamnă că Donbasul, inclusiv Crimea, Trebuie să aparțină statului Ucraina. A existat un plan al lui Erdogan, a președintelui Turciei, care încearcă de mult timp să mijlocească o înțelegere. M-a întrebat de negocieri de pace. Una din factorii care va pune multă, multă cerneală pe ziare, și pe informație, este planul chinez. Este există planul acesta chinez? Diplomatul de elită Yang Yi a fost la conferința de securitate de la München, a fost la uh, Budapesta și a fost zilele astea la Moscova, l-a primit chiar Putin. Uh, și a anunțat că va exista un plan, planul însă nu l-a dezvăluit nimănui. Uh, mai există niște aspecte. Dacă vrei să discuți cu, cu, o parte aflată în conflict, trebuie să o recunoști. Orzelinski a declarat de câteva ori, cred, că el nu mai recunoaște pe Putin ca președinte al Rusiei. Da, așa e. Nu mai uităm ceva. Că în blocul comunitar există această orientare nedefinită clar. Uniunea Europeană n-a spus însă încă clar ce va fi cu Rusia după aderă la ideea lui Kissinger că trebuie o resetare totală a relațiilor cu Federația Rusă? Federația Rusă nu poate fi aruncată în aer și să dispară de pământ. N-are cum, e acolo. Va mai veni Putin vreodată în vreo capitală vest-europeană? E frecventabil? Domnul Macron ce a spus la conferința pentru securitate de la München? Că dorește înfrângerea Rusiei și nu disființarea Rusiei. Ceea ce alții i-au -au, -au și reproșat. Nimic mai mult. Greu, greu de ideea de negociere. Am citit că, că Statele Unite ar face niște negocieri secrete cu uh, 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 Rusia pe tema Ucrainei. Am eu, citit și eu, dar credeți asta? Nu, nu să... eu nu cred pentru că în primul rând uh, cât ar vrea Ucraina este pionul principal acolo în discuție. Și mai este ceva, relațiile americano-ruse sunt la cel mai scăzut nivel de la al doilea război mondial. Ai văzut cumva scena venirii la Ministerul de Externe a noi ambasadoare a Statelor Unite? Ce huiduită a fost de elevi și tineri a fost ținută de armată să intre în clădirea Ministerului de Externe. Totul organizat, evident. Uh, uh, apoi uh, în aceeași zi cu discursul lui Putin, uh, Ambasadorul american a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a dat o notă în care i s-a adus aminte că practic NATO e în război cu Rusia, pentru că trimite atât armament acolo. Nu cred într-o negociere pentru moment. Nu cred. Cred că put trebuie să mai vedem ofensivele de primăvară, Cred că trebuie să mai vedem faptul că Occidentul va continua și continuă să verse armament și fonduri. Apropo, fondurile astea au și ele un, un final. Congresul american e acum în Camera Reprezentanților Republicanii domnului Trump. Oh, acolo mai avem încă probleme. Nu știm dacă va mai uh, fi așa de largă uh, punga. Uh, apropo, americanii mai discută și problema legată de ceea ce se numește deficitul federal, care este incomensurabil. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt mai multe variabile care trebuie să avute în vedere. Greu, greu de crezut în momentul de față. Domnul, și-a scris o carte despre pace. Are un titlu. N-a apărut, o să apară în curând. Se numește. Pacea în istorie. Pacea în istorie nu am vreau am să scris puțin. această carte marcat de războiul din Ucraina. De asta vreau să vă și întreb puțin Am despre scris carte. de această carte, uh, m-am referit acolo la proiectele de pace din lume, m-am referit acolo la modul în care pacea a fost văzută și nu numai de civili. Am scris despre modul în care Biserica a văzut pacea în Evul Mediu, pacea lui Dumnezeu. Uh, și mai ales am încercat să includ puțin și problemele românești, rolul României în această diploma uh, dacă vrei ecuație pace război, pot să spun un singur lucru. Istoricii au apreciat că războiul a dominat în totdeauna în raport cu pacea. Iar dacă te duci într o librărie sau a, surfezi netul și vrei să faci o socoteală câte cărți despre pace și câte cărți despre război, balanța este covârșitoare în favoarea războiului. Pacea este greu văzută, chiar și înscris. Unde pot găsi telespectatorii cartea noastră? Va apare sub uh, egida editurii Cetatea de Scaun din Târgoviște, cu siguranță că va fi uh, și în rețeaua de librării. Ar trebui să. Eu știu, n-aș merge pe concluzii, ci aș merge mai degrabă pe ce v-a frapat pe dumneavoastră în acest an de conflict, din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere uh, politic, geopolitic, economic, social. Da. Ce s-a schimbat în lume? Da. Uh, cred că am asistat în 2022-2023 la o schimbare radicală. Este uh, foarte evident. Evident că nu mai există vechile raporturi de forțe în lume. Între marile puteri, raporturile acestea se vor schimba. 2. Europa n-a mai cunoscut niciodată de la al doilea război mondial asemenea distrugeri dar mai ales numărul acela uriaș de refugiați. Eu am revăzut, în momentul în care am văzut atacurile cu rachete, scene din Polonia anului 1939, în care ștucasurile germane loveau fără milă coloanele de refugiați și populația civilă. Atacul deliberat rusesc asupra populației civile, a țintelor civile, este un lucru absolut... Uh, reprobabil. Nu uităm că este iarăși o comparație cu al doilea război mondial. Armata rusă e clar că a făcut aici crime de război. O spun prea mulți ca să nu fie adevărat. Dar uh, s-a și văzut, domnul uh, profesor, au fost uh, imagini uh, absolut uh, Imaginile uh, pe mine de pildă m-a marcat faptul când am văzut-o pe Ursula von der Leyen, care a văzut că și care se sperie realmente, da? Uh, apoi, cred că Oamenii ar trebui să înțeleagă ceva. Un om nu poate să decide soarta unui popor. Rusia este o țară care se întoarce în nevul mediu. Rusia se întoarce la Ivan cel Groaznic. Un om care decide soarta unui stat ca Rusia, vorbim de Vladimir Putin, este o personalitate care cu siguranță va fi inclusă în rândul tiranilor Dacă când scrie o carte despre figuri ilustre, sigur va exista Vladimir Putin Și cred că și există Dar personalitatea lui devine cu o componentă profund negativă Și violentă. există riscul, spuneați dumneavoastră la o altă emisiune pe această temă Ca Rusia să devină un stat fascist Sigur că Sau da, există fascism, această afirmare. Bă. Și nu numai asta, există pericolul ăsta imens. Ca omul care va fi, whatever, nu știm cine va fi, în, în urma lui Putin, care îi va succeda, să nu fie un ultranaționalist. Uh, ți aduce -am aminte am de, de acela că liberalismul a murit, slavă Domnului, da, 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 în Rusia, da, 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 da. a oligarhului acela ultraconservator. Uh, și care uh, să arunce Rusia în altceva. Uh, mama Rusiei este victima Occidentului, a fost înfrântă și de aici se va naște o nouă mișcare, uh, dacă vrei, fascistă. Este exact imaginea uh, Germaniei în al doilea, uh, în Republica de la Weimar. Mulți au făcut comparația asta exact pe bucățica asta. Însă, deocamdată, facem predicții. Facem predicții. Cândva se va termina războiul. Cândva, trebuie să se termine într-un fel sau altul. Uh, slavă lui Dumnezeu, sper ca, uh, nu știu, rațiunea umană să învingă și să nu se folosească nici măcar încărcătura nucleară de capacitate mică. În ce condiții ar putea să se retragă Vladimir Putin, chiar și dacă ar pune uh, în locul lui un om de al lui, domnul profesor? Asta cred, uh, asta cred că ar putea fi soluția uh, lui. Uh, uh, să numească un delfin un delfin, un succesor, nu știu dacă îl va mai urmări din spate. S-ar putea ca cercul de putere să-l țilească la acel moment. Dar asta depinde foarte mult de evoluția de pe front. Da, dar va fi perceput ca un învins, nu pot Sigur, și de sigur, către sigur. poporul lui și de către lume și la cât e de probabil că acest lucru putea nu să, -a să aducă nicio și sfârșitul. Secundă, exact, nu putea -a să, -a să aducă în sfârșitul. Nu-l în nu văd însă, luând loc, nu-l văd însă... Fac o comparație exagerată, iartă-mă. Nu-l văd însă, având curajul în ghilimele a lui Hitler, acela de a-și pune capăt. Ah, nu, 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 nu-l văd, este altceva. Adică, discursul de la Adunarea Federală mi-a demonstrat că nimic nu-i pasă. Vorbea, vorbea eu l-am urmărit vreo 10 minute, sfert doar să stai două ore în fața unui uh, pupitru și să citești, două ore, totuși. Cât în picioare și foarte... Cât a vorbit Nicolae Ceaușescu în congresul? Două ore. În, în ultimul, vor... congres, Vezi? Probabil, la ultimul congres, probabil, domnul profesor. În ultimul congres, că a vorbit trei ore și ceva. Și l-a apucat de transpirație. Imaginele mi o aduc aminte perfect. Mulțumesc frumos, domn profesor. Mulțumesc Cu deosebită plăcere. Mie mi-a făcut multă plăcere. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de mine și în această seară. Le mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de la Craun Plața, colegilor mei Liviu Dochița și Sorin Suianu. Rămâneți cu Antena 3, vă așteaptă colegii mei cu sinteza știrilor importante. Ne revedem sâmbătă la ora 23 la o nouă ediție Voi cu Voi.